Wow, ce fază fresh! Și acum un dribling i-a învârtit ca pe spaghete! Hai băieții! Un șut cu vitamine și gol! Trăiește fotbalul! Trăiește fresh! Kaufland! Bună seara și bun găsit tuturor! Sunt Dan Ștefănescu și vă invit să rămâneți pe Digi Sport 1 să urmărim împreună penultimul meci din cadrul optimilor de finală ale Cupei României. Suntem la Giurgiu, acolo unde Astra este oaspete în meciul împotriva Chindiei. Târgoviștenii gazde, așadar, în această seară ar fi vrut să joace pe teren propriu acest meci, însă neavând nocturnă și neavând nici posibilitatea de a găsi o soluție mai aproape, echipa lui Nicu Croitoru a venit să joace pe terenul Astrei, aici unde duminică, în urmă cu 4 zile, FCSB pierdea cu 2-0. O echipă din play-off-ul Ligii 1, împotriva unei echipe care este pe poziția 3-a în Liga Secundă. Îi vedem și pe banii Astrei veniți în această seară la stadion. Vom vedea imediat cum arată și cele două echipe care se înfruntă în această seară. Adrian Cojocaru este arbitrul acestei întâlniri. Se hârjonesc cei aflați pe lista rezervelor la Astra. Bertrand Dabang se simte foarte bine. El a fost titular cu FCSB, în această seară este rezervă. Lătalec este titularul. Chindia Târgoviște cu Teodor Meilă în poartă, cu Martac Acasandrei, Denis Șobotariu și Denis Dumitrașcu în linia defensivă. Apoi Andrei Șerban, Alin Pencea, Georgian Honciu și Cristian Neguț, cei patru oameni de la mijloc. Neicuțescu și Bâtfoi sunt jucătorii pe care mizează Nicu Croitoru în ofensivă în această seară. Vedea imediat cum arată și primul 11 al Giurgiuvenilor. Foarte multe modificări față de meciul de campionat. Au rămas practic doar 3 titulari din partida cu FCSB. Adrian Cojocaru este arbitrul acestei întâlniri. Marius Marchidanu și Alexandru Vodă, cei doi arbitri asistenți. Lucian Rusandu este al patrulea arbitru. Iată și Astra cu Plamen Iliev în poartă, apoi Putean, Polceac, Erico și Radunovic, cei patru fundași. La mijloc sunt Moise, Tadei Biseto și Ciprian Biceanu. În ofensivă Ioniță și Sergiu Miazzi, alături de Antoni Lătalec, Ioniță, Takayuki și Erico da Silva, cei trei titulari din partida cu FCSB, în urmă cu 4 zile. Iliev, Polceac și Lătalec au fost suspendați la momentul respectiv. Butean a intrat foarte bine pe parcursul întâlnirii și a făcut faza golului 2. Moise a jucat și el în repriza a doua, la fel ca Risto Radunovic. Totul este pregătit pentru startul acestei întâlniri. Edi Iordănescu nu se poate baza pe Alexandru Stan, care a fost eliminat în finalul întâlnirii. A fost o strategie pe care a recunoscut-o antrenorul Astrei. I-a cerut lui Alexandru Stan să ia un al doilea cartonaș galben.
pentru a sta în această partidă și nu la finalul de săptămână, atunci când Astra joacă din nou un meci foarte important în lupta pentru play-off, în deplasare cu Poliaș. Chindia Târgoviște, ultima reprezentantă a ligii secunde în această fază a competiției. Ceva mai devreme, Hermannstadt s-a calificat în sferturile de finală după o victorie cu 2-0 în fața lui Juventus. Afumațul a pierdut la Ploiești în fața Craiovei, Mioveniul a pierdut acasă cu Gaz Metan Media și au fost eliminate și cele două echipe de Liga a 3-a, Unirea Slobozia de Poliaș, iar Universitatea Cluj aseară la loviturile de departajare doar de Dinamo pe teren propriu. În afara acestui meci a mai rămas de disputat o singură altă partidă de la ora 21:30. Veți putea vedea aici pe Digisport 1 meciul de pe Bega dintre Poli Timișoara și FCSB. Takayuki e capitanul Astrei, cel mai vechi jucător din lotul giurgiuvenilor, revenit după o aventură în Turcia care n-a mers așa cum și-ar fi dorit și a reziliat contractul cu turcii, după ce și în sezonul trecut a fost împrumutat la Astra. O minge care ajunge la Risto Radunovic, de acolo mai departe la Serge Nuiadzi. A avut probleme Serge Nuiadzi după partida cu Concordia Chiajna. A ajuns la spital după ce a scos acel penalti după duelul cu Bălgrădean, lovit destul de rău de portarul Concordiei. Centrare pentru Alex Ioniță. La acea poartă, în urmă cu 4 zile, Alex Ioniță marca primul său gol împotriva marii rivale, împotriva celor de la FCSB. Este știută aversiunea lui Alex Ioniță pentru roșialbaștrii. Chindia e o echipă care joacă în roșu și albastru. Dacă are aceeași determinare și în această seară. Alex Ioniță, aflat în ultimul an de contract cu Astra, spunea președintele giurgiuvenilor, Dani Coman, că încearcă să îi prelungească înțelegerea lui Ioniță, ca în cazul în care vrea să plece, clubul să se aleagă cu o sumă pe urma transferului său. CFR foarte interesată de Alex Ioniță. Foarte puțină lume în această seară, mult mai puțină decât a asistat la partida de campionat cu FCSB. Risto Radunovic în duel cu Andrei Șerban. O repunere din margine pentru echipa lui Edi Iordănescu. Încă un out. Terenul se prezintă în condiții impecabile. Cea mai bună suprafață de joc în care s-au disputat meciuri din această fază a competiției. Ciprian Biceanu, o minge pe care o trimite în partea dreaptă la Butean. Romario Moise cu Risto Radunovic, din nou Romario Moise, Takayuki așteaptă, Alex Ioniță încearcă să-i trimită lui Takayuki, însă greșește pasa, iar acum ies pe contraatac, mă rog, încearcă să facă acest lucru jucătorii lui Nicu Croitoru, Cristian Neguț, însă scapă mingea în afara terenului. Poate cel mai bun jucător al Chindiei e doar rezervă în această seară. Cherchez e golgheterul târgoviștenilor, preferați Bâtfoi și Neguț. Sunt rugări pentru Bâtfoi, două reușite pentru
Neguț, al doilea marcator celor de la Chindia este decarul Georgian Honciu. Reușită. Se aud și fanii veniți de la Târgoviște. Nu sunt foarte mulți. Atât pe Bâtfoi. El a fost împrumutat de Steaua la Astra în sezonul 2008-2009. Și că atinse doar pentru echipa a doua. Și n-a făcut-o suficient de bine încât să rămână. Acasandrei așteaptă Denis Ciobotariu, însă Acasandrei îl preferă pe Marius Marta, convinge în spatele lui Polcea. Neicuțescu semnalizat, însă offside. Mihai Neicuțescu împrumutat de Chindia, de la Dinamo 2. Și cazul lui Denis Ciobotariu, fiul lui Liviu Ciobotariu. 19 ani are Ciobotariu, tot 19 ani și Neicuțescu. Ciobotariu de 3 luni mai mare decât Neicuțescu. Risto Radunovic pasă direct la adversar. Și bine Luciana Casandrei. Deocamdată se joacă mult la mijlocul terenului, fără ca vreuna dintre cele două echipe să găsească vreun culoar către poarta adversă. Cristian Neguț, această minge în centru pentru Georgian Honciu, nevoit să întoarcă la Alin Pencea. N-a mai ajuns mingea la Andrei Șervan. Interpreta foarte bine faza acolo. Risto Radunovic, din nou Radunovic, încearcă să joace în spatele lui Martac pentru Nuiadzi. Corner pentru Astra, bătut pe bara a doua, Polcea îl doboară pe Marius Bitfoi. A dat de pământ Polceac, acolo cu atacantul celor de la Chindia, nu prea au ajuns mingile. La Bâtfoi, Neicuțescu a alergat aici, dar degeaba. Neicuțescu și Denis Ciobotariu, campioni în sezonul precedent cu echipa 19 ani a lui Dinamo, condusă de Florin Bratu. Florin Bratu, fostul selecționer de la sub 18 ani. Pe Bâtfoi, Polceac apare acolo și e repunere pentru Astra. Chindia nu prea reușește să ducă mingea în marginea careului advers.
Sunt izolați Butfoi și Neicuțescu. E diferență mare totuși de experiență între cele două echipe. India și uitat câți ani au trecut de când a evoluat pentru ultima dată în Liga 1. Încearcă acum să revină, însă lupta este dură. Deocamdată Chindia este pe poziția a treia, loc de play-off. Și am văzut cum e foarte, foarte greu ca pe echipa venită de pe poziția a treia din play-off să câștige barajul cu locul 12 din Liga 1. E diferență foarte mare. De adevărat, nu e distanță foarte mare până la poziția a doua. Sunt 4 puncte între Chindia și Dunărea Călăraș. Cinci puncte până la primul loc ocupat de Hermannstadt. De altfel, Chindia e singura echipă care a reușit să scoată punct pe terenul liderului. A fost un 0-0. Astfel că speranțele celor din Târgoviște de a promova în sfârșit după atâția și atâția ani stau în picioare. Să nu se întâmple însă cum s-a întâmplat în sezoanele precedente, când Chindia în tur a jucat foarte bine, iar apoi în retur rezultatele au fost din ce în ce mai modeste. Serge Nuiadzi intră în careu. Nuiadzi a încercat să trimită spre Alex Ioniță, însă n-a mai avut suflu. A intervenit Denis Ciobotariu și a reușit să oprească acea minge. Neguț acum în spate pentru Honciu, ajutat de Denis Dumitrașcu. În careu Denis Dumitrașcu, mingea a venit puțin cam în față. Honciu din prima respinge Polceac. E prima acțiune a echipei lui Nicu Croitoru, prima acțiune mai serioasă a Chindiei, care e prinsă însă descoperită. Acum a încrucișat Mario Moise, însă Alex Ioniță s-a oprit șutul lui Ciprian Biceanu. Șpițul a înțepat acea minge. A, nu, Romario Moise a fost, îmi cer scuze. Frumoasă execuția pe direcția lui Teodor Mieilă, însă degajează golkeeperul Chindiei. Mingea îl depășește pe Marius Butfoi și ajunge la plamen Iliev. E de așteptat ca Iliev să-și reia locul în poartă. A fost suspendat ultimele două partide ale echipei sale. Astfel că împotriva Iașului, în normal, îl vom vedea pe plamen Iliev în poartă. Duminică la ora 18 e meciul din Copou. Astra mai are de jucat apoi pe terenul lui Juventus și un meci de asemenea foarte important în ultima etapă din 2017, pe 15 decembrie, acasă cu FC Botoșani. Primește Ioniță, nu se înțelege cu Antonio Talec. Singur gol marcat de francezul de 33 de ani în acest sezon. În victoria cu Juventus din luna august are un gol și în preliminariile Europa League, în acel 3-1 cu Zira. În punct de vedere fizic n-a reușit să ajungă la un nivel care să-i permită să fie permanență titular. Let's go.
Nu iese mingea, așa cum se strigă de pe margine, offside la Neicuțescu, nu. Fanionul a rămas jos. O minge trimis afară de Risto Radunović. După Marius Martac, fundașul dreapta. Care a luat pentru Rapid, pentru Cluj. La o dată de Universitatea Cluj. Acțiune bună a celor de la Astra, însă totul se încheie cu pasa direct la adversar, dată de Burtean. Folosit fundaj dreapta, Burtean, în meciul cu FCSB, a jucat în flancul stâng. În ofensivă și a făcut-o foarte bine. Spuneam, el a făcut faza golului 2. După ce l-a întors de două ori pe Gabi Enache, se duce Romario Moise să execute lovitura de la colț. Teodor Meilă prinde fără probleme. Takayuki a încercat pentru Serge Noiadzi, însă mingea a fost interceptată. Chindia nu aduce suficienți oameni, suficient de repede, înspre jumătatea adversă, atunci când reușește să intercepteze aceste baloane. Nici o minge pentru Plamen Iliev. Martac aruncă de la margine. În dreapta la Andrei Șerban. Șerban, acțiune bună, șut cu stângul al lui Andrei Șerban. Mingea se duce totuși departe de poarta lui Iliev. Andrei Șerban cu acțiune interesantă, 17 ani are tinerul mijlocaș dreapta al Chindiei, născut la Târgoviște, crescut de Chindia. N-a bifat decât două meciuri în acest sezon de Liga Secundă. A jucat la Satu Mare în Victoria din etapa precedentă, 3-1. Bâtfoi acum, urmărit de Risto Radunović. No, Andrei Șerban, e bună pasa spre Georgian Honciu, care se prinde însă destul de târziu.
Martac aruncă de la margine cu puțin tupeu. Chindia ar putea să compenseze diferența de valoare. Mai ales că are la dispoziție și un teren foarte bun. Echipa lui Nicu Croitoru are în componență câțiva jucători foarte buni, foarte rapizi, tehnică bună. Și ar putea profita de acest lucru. Poate îl vom vedea și pe Cherchez în repriza a doua, pe Nisipeanu, de ce nu? Și el un jucător bun. Încercare de pasă cu exteriorul. Se opune Butean. Ioniță cu călcâiul foarte, foarte relaxat. Combină cu Antonin Lătalec. Alex Ioniță. Însă această pasă pentru Serge Nuiazi nu aduce nimic bun. Pe site-ul nostru, pe digisport.ro, vedeți anunțul Astrei în privința lui Alex Ioniță, dar și ce ofertă de nerefuzat a primit Ștefan Radu de la echipa pentru care joacă acum. După șutul blocat al lui Ioniță, Bâtfoi a avut o situație de 1-1 cu Erico da Silva, însă nu a putut trece de fundașul brazilian. A ajuns la 28 de ani, Erico da Silva, venit în 2012 în România, la Universitatea Cluj. A jucat 4 sezoane pentru Pandurii Târgu Jiu. Venit liber de contract de la Pandurii după retrogradarea Gorjenilor. Vara trecută Ioniță ratează complet această execuție și e 0-0 după o jumătate de repriză. Nicu Croitoru supărat pentru că jucătorii săi n-au venit acolo cu adversarul. Alin Pencea trebuia să vină cu el. Georgian Honciu de Carul și totodată capitanul Chindiei. Joacă și el în centru, însă e ceva mai avansat. Radunovici repune de la margine. Biceanu, Ioniță așează cu pieptul pentru Lătalec. Greu de utilizat această minge. Recuperează Romario Moise doar pentru moment, pentru că e deposedat de Marius Martac. Evită frumos acolo Mihai Neicuțescu. Neguț se întoarce, însă se trimite acum lui Honciu. Degajează Iliev fără mari probleme. Și sunt emoții acum în tabăra gazdelor pentru Antonin Lătalec. Acuză o accidentare la genunchi. Iată momentul în care Lătalec sare cu Luciana Casandrei și cred că pune piciorul greșit în teren. Pe Digisport 2 începe în scurtă vreme
Meci din Cupa Italiei, Udineze Perugia. Iar apoi la 21:15 minute un meci de handball în Liga Campionilor, handball masculin, cadet în Schaffhausen împotriva lui Dinamo. TG Sport 3, două meciuri din Cupa Spaniei, Villarreal Ponferradina de la 8:30, iar apoi de la 10:30 Valencia Saragossa. Pe TG Sport 4, aveți două meciuri din Euroliga de basket, la ora 19 Himki Brose Bamberg, iar la 9:30 Valencia Olympiacos. De mâine ne întoarcem la fotbalul din Liga 1. Voluntari CFR Cluj de la ora 9:15. Etapă al cărei main event se dispută sâmbătă seară la Craiova. Echipa lui Mangia întâlnește pe Viitorul. Viitorul va juca și Astra în primul meci din 2018, pe 3 februarie, atunci când e prevăzut să se reia campionatul. Vine, vine, se strigă de pe margine. Achindia insistă mult cu aceste mingi lungi spre Bâtfoi sau Nei Cuțescu. Să cei doi n-au câștigat niciun duel cu Polciac sau Erico. Impunători fundașii centrale ai Astrei. Ceva mai firavi atacanții Chindiei. Astfel că până acum Polciac și Erico n-au avut nicio problemă în duelurile cu Bâtfoi și Neicuțescu. Takayuki în stânga pentru urcarea lui Risto Radunovic. Un jucător util venit la Astra după începerea campionatului. Are 9 meciuri montenegranul Risto Radunovic, venind de la Buducnost. Doar în 5 dintre ele a fost titular. Ultima dată în remiza cu Craiova, de pe teren propriu. Takayuki în spate spre Polciac. Se tot strigă ieși, ieși, dar nu ies prea mult jucătorii Chindiei. Iar Astra poate pasa destul de lejer la mijlocul terenului. Respinge această minge a Casandrei, Neicuțescu pentru Honciu. Urcă Denis Dumitrașcu spre Cristian Neguț. Această minge, sunt unul contra unul Neicuțescu și Bâtfoi. Bâtfoi ratează preluarea acolo. Fanii Chindiei nemulțumiți de prestația lui Bâtfoi, era unul care striga în tribune, scoate-l pe Bâtfoi, scoate-l pe Bâtfoi. Repunere din margine lui Butean. Jumătate de oră trecută din această întâlnire, 0-0, Chindia Astra. Martac. E bună de această dată pasa pentru Bâtfoi, mai puțin precis serviciul pentru Neicuțescu, totuși Chindia reușește să ducă mingea în partea stângă. La Cristian Neguț, poziție bună de șut, preferă să-i paseze lui Honciu în fața porții. Deviază Polciac acolo și reține Plamen Iliev.
Cealaltă poartă, Ioniță are mingea pe piciorul stâng, șutul lui Ioniță. Nu trece deloc departe de poarta lui Teodor Meilă. Frumoasă execuția, însă mingea ocolește poarta. Ioniță, cel care spunea după meciul cu FCSB că e unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. A lăsat modestia deoparte. Martac, jenat ușor. Au cerut fault cei de pe banca târgoviștenilor, însă Adrian Cojocaru a lăsat jocul să continue. Prezență discretă Adrian Cojocaru în această seară. S-a jucat lejer, fără mari probleme de arbitraj. Foarte, foarte rar a întrerupt meciul Adrian Cojocaru. Faultat aici Neguț. Un jucător născut la Ploiești, Cristian Neguț, 21 de ani are. Capitanul Honciu, cel care bate lovitura liberă. S-a întors la Chindia Honciu, pe echipa pe care o părăsise în 2014. A trecut o perioadă, 6-11 la CS Mioveni. S-a întors la Chindia, liber de contract în startul lui 2016. N-a fost foarte inspirată execuția lui Honciu. De cartonaș galben, da. Nu avea cum să scape capitanul Chindiei după această intervenție din spate. A oprit atacul promițător Georgian Honciu. N-a avut nicio treabă cu mingea. Fazele fixe, Astra poate scoate faze periculoase pentru poarta lui Meilă, pentru că îi are pe Erico și pe Polceac, doi jucători foarte puternici, nu mai mare experiență decât sunt cei doi fundași centrali ai gazdelor din această seară, Ciobotariu și Acasandrei, numai că pe execuție a fost modestă, direct în brațele lui Meilă. Se resimte unul dintre jucătorii Chindiei. Execuția lui
Romario Moise, total ratată. Trei goluri pentru Romario Moise în acest sezon. Marcat un gol extraordinar în partida din Ștefan cel Mare cu Dinamo, golul care a adus un punct. Marcat și împotriva lui FCSB în tur, tot 1-1. Marcat și pe terenul Botoșaniului. Victoria Astrei cu 3-1, plus o dublă în 16-le cupei. Victoria de pe terenul Chiajnei, 3-0. Dar oricând a marcat Romario Moise, Astra nu a pierdut. Chindia n-a luat gol în cele două meciuri de cupă până acum. A fost 4-0 pe terenul celor de la Herman și apoi 1-0 pe terenul de Vincer. Liviu Mihai a marcat în minutul 80. Liviu Mihai, al treilea marcator al târgoviștenilor, este rezervă astăzi. Încă un cartonaș galben, de această dată pentru celălalt capitan, Takayuki Seto. Intervenție întârziată asupra lui Cristian Neguț. Deci pe cei 15-20 de fani ai Chindiei, care asigură în aceste momente fondul sonor. Pe stadionul Marin, Anastasovici, Butean, atacat acolo de Neguț. Butean are viteză bună și iese din încurcătură. Lătalec nu e vârful pe care o să joci cu astfel de mingi, are o tehnică bună. Îmi convine mult mai mult să intre în combinații. Spre deosebire de Abang, care poate proteja mai bine, are un fizic mai bun Bertrand Anatol Abang. Dar pe bancă, autorul golului 2 din partida cu FCSB, Romario Moise, combină cu Lătalec. Din nou Romario Moise, acolo în dreapta, nu vine nimeni. Romario Moise pentru Ioniță, al cărui șut e respins în corner de Meilă. Pivotare scurtă, un șut din scurt al lui Alex Ioniță. Bună această combinație pe centru între Moise și Ioniță. Discuția între Butfoi și Adrian Cojocaru plus Polceac, adversar direct. Butfoi pare fiul lui Polceac. Uitându-ne la această fază, cât pe acest să fie surprins Meilă de această execuție direct pe poartă. Chindia n-a putut ieși pe contraatac. Andrei Șerban acum cu o pasă bună, însă Butean e unul dintre cei care au rămas acolo la mijlocul terenului pentru a păzi defensiva. Acum Neicuțescu așteaptă în careu central lui Butfoi, exact între Neicuțescu și Neguț, respinsă foarte ușor de Butean. Neicuțescu pentru Neguț, altă minge vândută foarte ușor Astrei, care a câștigat cupa în urmă cu 3 ani la loviturile de departajare fața Stelei. A întrebat de Iseilă, apoi Astra i-a luat și Supercupa. Martac lasă această minge să treacă și obține până la urmă repunerea din 6 metri pe care și-a dorit-o.
Ne vedem execuția direct spre poartă. Cred că a fost deviată ușor acea minge cu degetele de Meilă. În bară de respingere. Mingea nu a ajuns la niciunul dintre jucătorii Astrei prezenți în careu. Suntem aproape de finalul primei reprize. Chindia Astra 0-0. Chindia are 15 meciuri consecutive fără înfrângere în toate competițiile. 10 victorii și 5 remize. Ultimul eșec la începutul lunii septembrie, pe 2 septembrie, în 1-2, în deplasare cu Luceafărul Oradea. Un eșec surprinzător în condițiile în care Luceafărul Oradea e una dintre codașele în Liga a doua, pe poziția 17-a, doar un punct în fața ultimei clasate, Știința Miroslava. Se duce o luptă foarte dură pentru evitarea retrogradării, inclusiv Vuta, care a disputat ultimele două baraje de promovare în Liga 1, e în zona periculoasă, la doar 3 puncte, peste Pandurii Târgu Jiu, aflată pe locul 16. UTA e următorul adversar al Chindiei. Serge Nuiazi, controlat bine de Martac, Șerban, pentru Bâtfoi iese Polceac din nou, iar Șerban, capul doar până la Takayuki Bâtfoi, îl oprește pe capitanul nipon al giurgiuvenilor. Aveți știri în pauză, iar apoi la finalul partidei vă întâlniți cu Radu Naum la Fotbal Club. Poate fi periculoasă această acțiune. Neguț obține un corner, deși târgoviștenii și-ar fi dorit penalti. Polcea, care a respins în corner. Să vedem o reluare. Să ne lămurim dacă nu cumva a respins cu mâna, deși nu au fost atât de vehemenți târgoviștenii. Nu se vede foarte bine. Centrare pe bara a doua. Ponciu nu prea avea cum să lovească această minge și să o trimite pe spațiul porții. Excelent, trece Lotalec acum, însă șutul e modest, iar Meilă păstrează acest 0-0. Ce frumos a controlat Antoni Lotalec acea minge. A reușit să scoată adversarul din joc, însă șutul n-a fost foarte bun. Bâtfoi acum pentru Honciu. Așteaptă Neguț în stânga. Pas în centru la Alin Pencea. Din nou Honciu. Nu sunt motive ca Adrian Cojocaru să prelungească prima repriză, astfel că foarte probabil va auzi fluierul de final partea lui Cojocaru, imediat ce expiră cele 45 de minute, mai sunt vreo 30 de secunde. Centrare la prima bară. Execuție spectaculoasă a lui Bâtfoi, care nu prinde însă spațiul porții. Excelent controlul lui Antoni Lotalec. Mingea i-a venit puțin în spate, însă a reușit să preia cu călcâiul și din preluare să îl depășească pe Denis Dumitrașcu. Avem totuși un minut suplimentar. Șerban câștigă această poziție puțin cam un lateral
pasa pentru Neguț, aflat în offside. N-a fost foarte atent Andrei Șerban, da, și judecând strict după dungile terenului, era o jumătate de pas în spatele defensivei Astrei. Cristian Neguț. Pe Digi Sport 2, Udinese a deschis scorul în Cupa Italiei cu Perugia pe teren propriu. E 1-0 din minutul 17. Iar aici, la Giurgiu, este pauză. Chindia Astra 0-0 după primele 45 de minute știri și apoi ne întoarcem cu repriza a doua peste aproximativ un sfert de oră. Living on, living on, living on, living on.
I'm not afraid to die.
You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away. Ne-am întors la Giurgiu pentru repriza a doua a partidei dintre Chindia și Astra, penultimul meci din optimile de finală ale Cupei României. 0-0 după primele 45 minute. Au fost câteva ocazii la poarta echipei care organizează acest meci. E vorba de Chindia Târgoviște. Chindia care mai calificat optimile Cupei României din sezonul 2013-2014, când a trecut de săgeata Năvodar 2-0 și a fost eliminată de Dinamo cu 5-0 într-un meci care s-a jucat pe terenul lui Dinamo. Cei de la Târgoviște, oficialii n-au alocat fonduri pentru o instalație mobilă de nocturnă. Probabil dacă era altul adversarul, noastră, de exemplu, dacă era FCSB sau dacă era Dinamo, poate cei de acolo ar fi plătit pentru instalație mobilă. Așa cum am tot văzut în sezonul precedent al Cupei României, ba la Suceava, ba la Baia Mare. E încă pauză, nu uitați că de la 21:30 de minute de ultimul meci din această fază a competiției, Poli Timișoara FCSB, Dan Dea face o fotografie, nu se știe, cui. A avut câteva situații bune de a pleca pe contraatac echipa lui Nicu Proietoru, însă nu le-a speculat. Vedem, poate că în partea a doua lucrurile vor sta altfel. Revin de la vestiare jucătorii celor două echipe. Întârzie puțin startul în părții secunde. Chindia Târgoviște reînființată în actuala formulă în 2010 de Gigo Popescu, cel care a plecat apoi de la club 3 ani mai târziu. Vor fi schimbări. La ce s-a gândit Edi Iordănescu, nu părea foarte mulțumit la finalul de primei părți. Pe Digisport 2, Udinese Perugia 2-0 din minutul 35. Turul 4 de Italiei, faza 16.000. Italien optimile se dispută luna viitoare. Lutfoi e pregătit să reia meciul, însă mai întâi trebuie făcută schimbarea. Să ne lămurim în locul cui intră Valentin Gheorghe, în locul lui Serge Nuiazi. Nu a fost foarte implicat
Trebuie schimbare pentru Astra Giurgiu, la poziția cu numărul 34. Sergiu Niazi, momentul în care l-a trimis la spital. Gheorghe Valentin. Concordia și Astra scuipa sânge după contactul cu Bălgrădean. În urmă cu două etape, au trecut 11 zile de la acel meci. Chindia tot cu Teodor Meilă în poartă, Martac, Acasandrei, Ciobotariu, Dumitrașcu, Șerban, Pencea, Honciu, Neguț, Neicuțescu și Butfoi. Partea cealaltă, Astra cu Iliev, Butean, Polceac, Erico, Da Silva, Radunovic, Moise, Takayuki Seto, Ciprian Biceanu, Ioniță, Valentin Gheorghe și Gregorii Lotalec. Hai Chindia, strigă din nou fanii veniți de la Târgoviște. O minge pe care o joacă acolo Cristian Neguț, tras de tricou de Lucian Butean. Lovitură liberă pentru Chindia. Butean a degajat în Neguț, iar apoi l-a tras de tricou pe mijlocașul stânga al Chindiei. Prea au avut faze fixe târgoviștenii în prima parte. Un corner sau două maximum. Să vedem. Honciu e cel care bate. Vedem capitanul celor de la Chindia trimite direct în brațele lui Plamen Iliev. Degajare foarte precisă al lui Iliev, însă Valentin Gheorghe este deposedat. Recuperează Takayuki. Mingea este la Risto Radunovic. Romario Moise. O ocazie foarte mare ratată de Lătalec. A avut o preluare splendidă pe cuiul. A rămas singur cu Meilă, însă a șutat slab. Erico Da Silva, aproape de o eroare mare. N-a reușit să recupereze acolo Mihai Neicuțescu. Bună devierea lui Ionita, a ratat și el o ocazie. Centrarea lui Butean nu e foarte bună. Honciu respinge, apoi Pencea îndepărtează mingea de zona careului. Recuperează însă Giurgiu Veni. Butean combină cu Ioniță. Biceanu obține un out. Butean aruncă de la margine. Rezistă, a ieșit cu mingea din afara terenului, lucru pe care l-a observat Denis Dumitrașcu. Biceanu. Nu a apucat să debuteze Ionuș Ciprian Biceanu în Liga 1 pentru Astra, este titular însă, a fost rezervă la meciul de pe Bega cu Poli Timișoara. O minge pe spațiul porții, reținută însă de Meilă. ...3-0 pentru Udineze în minutul 40... cu Perugia. Aici este încă 0-0 după 50 de minute. Iată-l pe Biceanu, a fost titular și în partida cu Concordia Chiajna din cupă, cel 3-0, jucă 60 de minute, sunt singurele partide
marcată de mijlocașul venit de la Mioveni. 23 de ani are Biceanu. Lătalec îi lasă lui Romario Moise și se duce în centrul careului. Nu iese un doiul. Ioniță nu e chiar singur pe teren. Mai are și adversari. Preajmă. Akayuki. Anticipată pasa japonezului. A un șut care trece destul de aproape de poarta lui Iliev. Mi s-a părut surprins Iliev. Neicuțescu, autorul acestei execuții, a tras din scurt Neicuțescu. De la margine. Se joacă aproximativ la fel ca în prima repriză. Centrarea șutată, însă cred că mingea i-a sărit lui Radunović exact în momentul în care se pregătea să centreze. A lovit-o rău. Site-ul nostru pe digisport.ro, vedeți care e următorul produs de export al campioanei României, viitorul. Ce mașini au primit vedetele Barcelona înainte de El Clasico. Marlemeșcu, Real Madrid, ce se va disputa în preajma Crăciunului. Pas în dreapta pentru Andrei Șerban. Recuperează Șerban, dar nu reușește să țină mingea în teren. Și sunt probleme pentru unul dintre jucătorii Chindiei. Butfoi a rămas întins pe gazon după duelul cu Erico, lovit la genunchi. S-a ridicat în cele din urmă. Și va intra Aban, cred că e acolo. A marcat și Perugia în meciul de pe Friuli. În lovitură de la 11 metri. 3-1 pentru Udineze. Repune din margine pentru Astra. Nu se joacă într-un ritm care să excludă prelungirile. Ritmul e destul de scăzut și de o parte și de cealaltă. Astra are mai mulți jucători capabili să iuțească acțiunile, lucru care se întâmplă însă nu suficient de des.
încearcă, dar nu reușește să treacă Alin Crencea acolo. L-a și împins ușor pe Takayuki, Erico da Silva în diagonală. Valentin Gheorghe vine cu Ioniță, încearcă să apară pe toată lățimea frontului ofensiv. Alex Ioniță a centrat de dincolo de linia de fund Valentin Gheorghe. Și va intra Bang în locul lui Lotalec, în mod normal. Garfani Chindiei îl cer în teren pe Cherchez. N-a fost offside aici. Trebuie Fanionul însă. Am avut impresia că a centrat de dincolo de linia de fund. Valentin Gheorghe, nici vorbă de offside. Martac în spate pentru Acasandrei. Acum Denis Ciobotariu. Neguț a controlat destul de rău. Nici Takayuki nu poate face mai multe. Da, iese Biceanu și intră Habang, a început să și... Schimbarea pentru Astra Giurgiu, părăsește terenul cu numărul 15, Ciprian Biceanu. Forțează cu doi atacanți în acest moment. Edi Iordănescu nu-și dorește să intre în prelungiri în această partidă. Valentin Gheorghe aglomerează destul de bine zona din fața propriului careu, echipa lui Nicu Croitoru. E deposedat Georgian Honciu, regulamentar decide Adrian Cojocaru, deși capitanul Chindiei acuză o lovitură primită. Alex Ioniță e singur în această zonă și blocat destul de ușor de Denis Dumitrașcu. Protejează Dumitrașcu și obține repunerea din margine pe care și-a dorit-o. I-a dat peste picior Radunovici. Prima schimbare pentru Chindia, părăsește terenul cu numărul 14, Mihai Nicuțescu. Radunovici îl lovește. Cristian Cherchez. Intră Cristian Cherchez în locul lui Nenițescu. A ieșit și Neguț. Și de asemenea a doua schimbare pentru Chindia. Mihai. Părăsește terenul cu numărul 20, Daniel Neguț, locuit de numărul 8, Mihai Liviu. Schimbări post pe post pe care le face și Nicu Croitoru, vizând însă tot zona ofensivă, pentru că Liviu Mihai și Cherchez sunt doi dintre cei mai buni marcatori a echipei sale. Cherchez e goal-getterul, 9 goluri. Liviu Mihai are 7 reușite. Între cei doi e capitanul Honciu, 8 goluri. Năicuțescu, autorul a 4 goluri în acest sezon, înlocuit. Bâtfoi, care a dat un singur gol, rămâne pe teren. Denis Dumitrașcu. Acum. Denis Dumitrașcu, un jucător cu tehnică bună. L-am văzut la Râmnicu Vâlcea în sezonul precedent, jucând foarte bine.
urcă mai puțin la Chindia decât o făcea la Vâlcea. Abang renunță destul de ușor după duelul cu Luciana Casandrei. Pune Denis Dumitrașcu de la margine. O dă rău în această minge Teodor Meilă. Butean, o minge pentru Alex Ioniță. Caută șutul Alex Ioniță, deși Valentin Gheorghe era într-o poziție mult mai bună. Ce diferență între meciul de aseară de la Cluj, discutat cu peste 8.000 de oameni în tribună, și partida din această seară. Sunt doar la care asistă doar câteva sute de oameni. Ocazie mare de tot acum pentru Astra. O centrare pe jos, o minge pe lângă care a dat Liviu Mihai, însă nici Abang, nici Takayuki n-au reușit să împingă balonul în poartă. Degajează Teodor Meilă, Abang acum, Valentin Gheorghe așteaptă, ajunge mingea la Valentin Gheorghe, controlează însă greu jucătorul care a luat locul la pauză lui, Serge Nuiadzi. Fault aici. Va juca mingea printre picioarele adversarului, stopărul Astrei. Jocul continuă, însă preluarea lui Valentin Gheorghe nu e dintre cele mai bune. Trecere destul de bună, minge de viată, Lătalec, însă respinge Denis Ciobotariu, tot Lătalec. Vine cu centrarea spre Abang, această dată, și de această dată blochează Denis Ciobotariu. Astra nu reușește să crească ritmul. Romariu Moise pentru urcarea lui Radunovici. Valentin Gheorghe. Din nou Romariu Moise. O centrare direct în brațele lui Meilă. Nu sunt inspirați deloc jucătorii lui Edi Iordănescu, nici măcar Alex Ioniță.
Alin Pencea greșește pasa. Ioniță poate fi foarte periculos acum. Dar prea mult tehnică uneori strică, pentru că Ioniță nu e interesat să le paseze cu echipierilor, ci doar să rezolve de unul singur aceste faze. Centrare respinsă de Acasandrei până la Honciu. Martac, căutarea unor soluții, nu prea le găsește. Primește acum Pencea, dar dacă spuneam despre cei de la Astra că sunt destul de puțin inspirați, e bine, cei de la Chindia nu sunt inspirați deloc, că toate atacurile lor se destramă undeva destul de departe, de partea adversă, aici Bâtfoi cu o centrare direct pe fruntea lui Polceac. Liviu Mihai șutează, mingea șterge plasa laterală. Până la urmă, e un semn bun, totuși, pentru Chindia, această fază finalizată. Nu avusese echipa lui Nicu Croitoru o astfel de acțiune. De mult se cere penalti aici, însă era mult prea aproape fundașul Chindiei de Bertrand Dabang pentru a se putea da lovitură de la 11 metri, în cazul în care mingea i-ar fi lovit mâna, exact care partea corpului lovit în față i-a dat această minge lui Luciana Casandrei. Liviu Mihai pentru Honciu, care încearcă să placeze mingea, dar nici el nu lovește foarte bine. Abang, Abang combină cu Leotale, care are forță de pătrundere. Abang! Nu este gol, nu este gol. Salvează formidabil de pe linia porții, cred că Luciana Casandrei, care se și accidentează. Nu, nu e a Casandrei. Denis Dumitrașcu ar trebui să fie atunci. Iată-l pe Abang, ce forță de pătrundere și, într-adevăr, Denis Dumitrașcu scoate această minge din fața porții goale, de pe linia porții, practic. Putea să marcheze, cu mult noroc, e adevărat, Bertrand Abang, după ce l-a luat la țintă pe Teodor Meilă. Impresionant felul în care Abang a trecut printre cei doi adversari, care i-a dat pur și simplu la o parte, fără să întâmpine cea mai mică problemă. Rămâne 0-0 în această întâlnire. Avem 20 de minute plus timp suplimentar, poate alte 2 minute de prelungiri, la felul în care se joacă în acest moment. Nici vorbă, din fața liniei porții a respins Denis Dumitrașcu această minge. Polcea ratează execuția pe care a încercat-o. Probabil unui jucător ofensiv e hens aici.
într-adevăr se dă lovitură liberă, dar cred că pentru faul, nu pentru hands. Pus mâna pe minge Valentin Gheorghe. Cred că unui jucător de atac ar fi fost mai lejer să lovească acel balon decât i-a fost lui Polciak. Am intrat deja în ultimele 20 de minute. Martac. Șobotariu respinge această minge doar până la un adversar. Risto Radunovic recuperează din picioarele lui Andrei Șerban. Foarte firav Andrei Șerban. Însă are doar 17 ani, mijlocașul dreapta, celor de la Chindia. I-a împlinit în urmă cu o lună, pe 31 octombrie, născut în anul 2000. Trebuie să mai crească, în primul rând, din punct de vedere fizic. Andrei Șerban, altfel, a arătat că are calități, o viteză bună, are tehnică. Dar deficitul de pregătire fizică e un lucru general valabil în fotbalul nostru. Atunci când vine vorba de jucători tineri care să facă pasul către prima echipă la o vârstă fragedă de 16-17 ani. Ciobotariu către Meilă, din nou Denis Ciobotariu. A jucat bine fiul lui Liviu Ciobotariu, a fost internațional, a fost un jucător al lui Dinamo, participant cu România la Cupa Mondială 1998, la acel ultim campionat mondial la care s-a calificat naționala noastră, cu 20 de ani de atunci. Tânărul Denis Ciobotariu, născut pe 10 iunie 1998. Atunci când tatăl său era plecat la campionatul mondial. 5 zile înainte ca România să învingă Columbia la Lyon pe Stade Gerland cu acel gol senzațional al lui Adrian Ilie. Liviu Ciobotariu a fost titular în acel meci. Ce echipe? Ca de altfel și în celelalte două, cu Anglia și cu Tunisia. Din faza grupelor. A jucat și împotriva Croației. Timp. Între timp, pe Digisport 2, 4-1 Udineze Perugia. A reușit o dublă Maxi Lopez. Repriza a doua a început de 5 minute. Respinge Acas Andrei, Liviu Mihai pentru Denis Dumitrașcu,
A salvat de pe linia porții acea minge și menține acest 0-0. Degajează Meilă pe fază, portarul Chindiei a văzut unde a sărit mingea. Dar Chindia a renunțat total la ofensivă în ultimele 5-6 minute. Aglomerează zona propriului careu în încercarea de a împinge această întâlnire în prelungiri către Lătalec, care nu lovește foarte bine. Martac respinge. Romario Moise. La colțul terenului vine cu centrarea la prima bară. Lătalec a căzut acolo. Se întoarce Erico, însă lovește rău, la fel cum a făcut-o și Polceac ceva mai devreme. Lătalec tras zdrav în detricou de Denis Ciobotariu. Ușor de spus, greu de făcut. Cineva de pe margine spunea, haideți bă băieți, o băgăm în poartă. Astra încearcă, dar nu se leagă nimic. Poate acum Ioniță din prima, însă șutul nu e foarte bun. Reluarea lui Valentin Gheorghe s-a transformat într-o pasă ce putea fi decisivă. Salvează Teodor Meilă. Să vedem șutul lui Valentin Gheorghe. Meilă are probleme, dar reține în cele din urmă în doi timpi. Două ocazii în interval de doar câteva secunde. Abang. A plecat Lătalec, însă Bertrand Abang preferă să joace cu Ioniță, care combină cu Valentin Gheorghe. Să vedem continuarea. Ar fi trebuit să ajungă mingea la Risto Radunovic. Ușor superficial în pas. Alex Ioniță. Ponciu reușește să paseze înainte să vină lângă el. Romario Moise. Iată-l pe Andrei Șerban. A schimbat partea, însă este oprit Liviu Mihai. Liviu Mihai pentru Cherchez. Adrian Șerban, nu-mi dau seama ce șanse poate avea. Niciuna. Deja a apucat să atingă mingea în duelul cu Butean. Iată, aici a încercat să facă preluare Valentin Gheorghe. Mingea sare la Alex Ioniță, care șutează pe jos, dar destul de aproape de Andrei Șerban, înlocuit de numărul 9, Alin Nisipeanu. Andrei Șerban și intră Nisipeanu, jucător de flanc drept. Ne-am și el unul dintre jucătorii de bază ai Chindiei. Dar numai două goluri în 14 meciuri, poate și pentru că joacă în lateral și are numărul 9, centrare acum, respinsă de Erico da Silva. Pe Friul se marchează la foc automat, 4-2 pentru Udineze în meciul cu Perugia. Aici e în continuare 0-0. Erico
respinge, nu foarte departe, Liviu Mihaiu pentru Honciu, care avea o poziție bună. Fanionul se ridică până la urmă la poziția lui Cherchez. Liviu Mihai nu a reușit să-i dea o pasă mai bună lui Honciu. O jumătate de pas în spatele defensivei Astrei. Degeaba e supărat Cristian Cherchez, a fost offside. Chipirliu în locul lui Leotalec. O ocazie pentru Antonin Leotalec și o pasă la acea minge salvată de pe linia porții de Denis Dumitraș, cu o pasă pentru Bertrand Abang. Intra Chipirliu, golgheter în Liga Secundă anul trecut, a promovat cu Juventus, însă la Astra, în Liga 1, a jucat foarte puțin, doar 3 meciuri, o singură dată a fost titular. Evident că n-a reușit să marcheze. A prins toate cele 4 meciuri din preliminariile Europa League, pentru că Leotalec a venit nepregătit. Aban a ținut mingea în teren, excelent, se întoarce Valentin Gheorghe, o centrare, corner, foarte supărați, le reproșează decentul și asistentului de pe această parte că n-au văzut că mingea s-a dus în afara terenului. Și chiar asta s-a întâmplat. Poate marchează Chipirliu și o salvează pe Astra. Ar fi primul său gol pentru Astra, după ce pentru Juventus a marcat de 30 de ori în 28 de meciuri în Liga a doua. A înscris împotriva Chindiei. În meciul retur, câștigat de Juventus cu 2-1. Iese rău Teodor Meilă, însă Abang era și în offside și nici n-a reușit să în această minge pe spațiul porții. La limită, oricum nu mai contează. Ce în ce mai puțin timp la dispoziția Astrei pentru a evita prelungirile. Iașul, în urmă cu 2 zile, a jucat pe un teren groaznic la Slobozia, câștigat însă 2-0 și are timp să se refacă înaintea meciului direct cu Astra de duminică la ora 18. Hența lui Romario Moise. Ciobotariu joacă cu propriul portar, deși era la vreo 40 de metri de poartă. Un
În ciuda erorii inițiale, Erico da Silva are timp suficient pentru a ieși din încurcătură. Takayuki acum foarte frumos reușește să treacă acolo Alex Ioniță. Martac revine însă, Alex Ioniță în spate, să vedem centrarea lui Risto Radunovic, respinsă de Liviu Mihai. Iar Honciu e calm, joacă în lateral cu Nisipeanu. Denis Dumitrașcu a avut el o idee bună, dar realizarea n-a fost pe măsura gândirii. Denis Dumitrașcu pentru Alin Nisipeanu, bâtfoie în careu, mingea vine la marginea suprafeței de pedeapsă. Respinge însă Risto Radunovic. E bine pentru Chindia că iese din defensivă. Foarte supărat e Edi Iordănescu. Asta a fost ideea de a juca în repriza a doua cu doi atacanți în momentul în care l-a introdus pe Abang în locul lui Biceanu, să evite prelungirile. Și iată că suntem la 3 minute distanță de prelungiri în meciul de la Giurgiu. Pot fi prelungiri și pe Friuli, acolo unde Perugia a venit la un singur gol distanță, 4-3 pentru Udineze. Aici Cherchez, Honciu, ce eroare face capitanul gazdelor din această seară, că dacă meciul e la Giurgiu, de la Ioniță pentru Abang. Mai departe, Valentin Gheorghe lasă mingea să treacă, are totuși timp să ajungă. Concentrarea într-un careu în care nu se aflau decât doi coechipieri, Alex Ioniță. Alex Ioniță cu dreptul, e modest. Foarte slabă execuția lui Ioniță. Repunere din margine, exact din fața zonei în care se află suporterii Chindiei. Denis Dumitrașcu în centru pentru Honciu, poziție bună, trage însă cam din scurt capitanul Chindiei. Udineze marchează din nou Maxi Lopez. 3 goluri reușite de Maxi Lopez, 2 dintre ele din penalti. Intrăm în ultimul minut, ne îndreptăm ușor ușor spre prelungiri. Un faul pe care îl face Bertrand Abang. Și un cartonaș galben pe care îl vede atacantul gazdelor. Se ciocnesc Butean și Nisipeanu. Repune Denis Dumitrașcu din margine, Cherchez cade fără să fi fost faultat. 3 minute suplimentare, cade Liviu Mihai și el fără să fi fost faultat de Abang.
Erico da Silva, oarecum stingher, cu mingea la picior. Eroarea lui Valentin Gheorghe, Butfoi. O minge pentru Cherchez. Acolo, față în față cu Erico da Silva, Cristian Cherchez. Pasează însă înapoi la Nisipeanu, Honciu. Combina cu arbitrul Honciu pentru Nisipeanu, care nu înțelege ideea cu echipierul lui. 2 minute. Nu se grăbește deloc Plamen Iliev. Degajează până la urmă spre Abang. Mai departe a încercat spre Chipirliu, a intervenit bine din Șobotariu. Un minut până la final. Vom avea prelungiri. Greu de evitat cele două reprize de 15 minute. Dar îmi place atitudinea târgoviștenilor, care au simțit pericolul. Cei paște, dacă rămân acolo, în zona propriului careu, au urcat liniile și o țin pe Astra departe de propria poartă. Liviu Mihai acum cu un șut peste poartă. Am văzut ieri în Sassuolo Bari un gol marcat de Politano în ultimele secunde ale prelungirilor reprizei a doua. Faza asemănătoare. Avem prelungiri la Giurgiu. Chindia Astra 0-0 după 90 de minute. Facem o scurtă trecere prin studio și apoi ne întoarcem cu prima repriză de prelungiri. Rămâneți alături de noi. Formația a întârziat, și domnișoara de onoare, și fotograful, și copiii cu flori. Come back.
prima repriză a prelungirilor din partida Chindia Astra, 0-0 după 90 de minute. Fiecare echipă mai poate face o schimbare. Au fost 3 în cele 90 de minute, conform noului regulament. Se poate face cea de-a patra schimbare în prelungiri, dacă toate cele 3 au fost făcute în 90 de minute. Astfel că antrenorii au nevoie de ceva inspirație acum pentru a schimba ceva, să vedem dacă vor dori să schimbe. Aseară au fost lovituri de departajare la Cluj cu Dinamo. La cum s-a jucat în seara aceasta nu e exclus să avem lovituri de departajare și în această întâlnire. Kipir Liu se încurcă în acea minge. Chindia a făcut un mare pas în față de prin minutul 85, atunci când și-a dat seama că e periculos să aștepte atacurile giurgiuvenilor. Vedem pe Nisipeanu. Un șut prins fără probleme de Plamen Iliev. Dacă aici pe Digisport 1 e 0-0, după 90 de minute, pe Friuli, la Udine, e 6-3 Udineze Perugia din minutul 70, acum e minutul 75. Începe pe Digisport 3 meciul dintre Villarreal și Ponferradina din Cupa Spaniei. Dinu Moldovan, titular la echipa de Liga a 3-a. Revedem aici execuția lui Alin Nisipeanu. A prins spațiul porții, însă a fost destul de modest șutul ca intensitate. Abang face pressing, repunere din 6 metri. Va intra Balaure, cea de-a patra schimbare pe care o face Edi Iordănescu. L-am văzut foarte, foarte supărat în ultimele 10 minute că meciul se duce în prelungiri. Iată momentul în care Balaure intră în locul lui Ioniță. Ioniță fluierat de suporterii Chindiei. De asta nu și-o imaginau cei de la Astra, care în ultimii ani au scumpit constant biletele atunci când au jucat cu Steaua, tocmai pentru ca echipa să nu fie fluierată pe propriul stadion. Iată însă că Alex Ioniță e fluierat de fanii Chindiei în momentul înlocuirii cu Balaure. Înlocuire după doar 4 minute din, trecute din prima repriză a prelungirilor. Faul făcut de Liviu Mihai. Liviu,
Romario Moise execută, însă nu prinde spațiul porții. N-au prins o zi foarte bună jucătorii de șut ai celor două echipe. Încerca și Ioniță în câteva rânduri. Martac în spate. Pentru degajarea lui Luciana Casandrei. Bâtfoi a rămas pe teren de la începutul meciului, fără realizări însă. Ținut excelent de Polciac și Erico da Silva. Rare ori Bâtfoi a reușit să se întoarcă fața către poarta lui Plamen Iliev. O nouă minge trimisă către poartă, de această dată de Bertranda Bang. Nici mingea asta nu prinde spațiul porții. Excelent, s-a descurcat Kipirliu în duelul cu Martac. A cerut Kipirliu un galben pentru fundașul dreapta al Chindiei. Pasă încercată spre Silviu Balaure, mingea ajunge la Kipirliu, care se întoarce, o pasă pentru Bertranda Bang, semnalizat în offside. Nu e valabil golul. Reușise Bertranda Bang în sfârșit să împingă mingea în poartă. Și el, tot cu o jumătate de pas în offside. Bună semnalizarea de la margine. Chindia pare mulțumită cu ce a realizat până acum. S-a retras din nou în cochilie. 7-3 Udineze Perugia în minutul 83. Aici este tot 0-0 Valentin Gheorghe pentru Bertranda Bang. Kipirliu față cu Alin Pencea. A reușit să treacă, vine centrarea lui Risto Radunovici, direct în brațele lui Teodor Meilă. Lovitură liberă pe care o scoate Cherchez, intrarea lui n-a adus mare lucru. Acum pe Romario Moise, respinge Meilă în bară. O
gaură acolo în flancul stâng al Chindiei, pe care era să o speculeze Romario Moise. Acum Alin Nisipeanu, pas în spate către Denis Dumitrașcu. Ultimele 4 minute ale primei reprize de prelungiri. Abang, urmărit în afara careului de Luciana Casandrei, Bertrand Abang se întoarce. Radunovic la Valentin Gheorghe. A intrat bine Meș Valentin Gheorghe, a avut câteva combinații reușite, însă și perioade lungi în care nu s-a văzut absolut deloc. Și am revăzut și ocazia cea mai mare apărută în prelungiri. Bara lui Romario Moise, Chipirliu calcă pe minge, Chipirliu cu pomin, apoi o pasă trimisă direct la adversar. Obla 3, Udineze Perugia, formidabil. A fost 3-0, 4-1, 4-3. Acum e 8-3 pentru echipa lui Massimo Odo. E scorul cel mai mare din turul 4 al Cupei Italiei, din care se mai joacă meci în această seară. Genoa Crotone de la ora 22. Nu uitați, de la ora 21:30, Poli Timișoara, FCSB. Ultima partidă din optimile de finală ale Cupei României. Pe site-ul nostru, pe digisport.ro, aveți echipa de start a roșialbaștrilor. Butean s-a descurcat bine și pe postul de fundaș dreapta. Polciac pentru Takayuki. Erico da Silva scapă mingea de sub control. Să face totul pentru a o menține în posesia echipei sale. Abang combină acolo cu Romario Moise, Chipirliu. Primește Ristor Radunovic în stânga. Centrarea e pe bara a doua pentru Silviu Balaure. Se apără bine Denis Dumitrașcu, cel care a făcut posibile aceste două reprize de prelungiri cu intervenția lui din minutul 70, când a scos de pe linia porții. Din nou Chipirliu caută soluții. Până la urmă e nevoie să scoată mingea în dreapta la Silviu Balaure, pentru că nici Valentin Gheorghe, nici Abang nu i-a oferit culoare de pasă. Romario Moise dansează frumos în fața lui Cherchez, dar nu-l impresionează pe jucătorul Chindiei. Chindia face a patra modificare acum în prelungirile primei reprize de prelungiri. Putea să mai aștepte puțin și Nicu Croitoru.
Iese Alin Pencea și intră Cristinel Matei. Schimbare pentru Chindia, părăsește terenul cu numărul 17, Alin Pencea, locuit de numărul 21, Cristinel Matei. Cristinel Matei, 21 de ani. Jucător venit de la Academica Clinceni. Să vedem acest contraatac al Chindiei, o minge trimisă în fața porții. Holceac nu riscă nimic, deși îl avea lângă el pe Risto Radunović. Și ies sfârșitul primei reprize a prelungirilor. Trebuie să se schimbe terenurile și atât. Vin însă la margine jucătorii lui Nicu Croitoru să iau o gură de apă, probabil, deși Adrian Cojocaru le face semn jucătorilor celor două echipe că trebuie doar să schimbe terenurile. Încă o reluare a poziției de offside în care a primit Bertrand Dabang mingea atunci când a reușit să marcheze în prelungiri. Mario Moise are nevoie de un pic de masaj. Ce parte dintre titularii Astrei din această seară. Pe Giurgiuveni au intrat în teren să-i încurajeze, să-i refacă în acest timp scurt staful medical și staful tehnic, în vreme ce gazdele acestei întâlniri au venit la margine să discute cu Nicu Croitoru și să bea o gură de apă. Și încep ultimele 15 minute de prelungiri. Să vedem dacă vom avea vreun gol până în minutul 120 sau vom merge la loviturile de departajare. S-a făcut și a patra schimbare, și de o parte și de cealaltă. Astfel că a doua repriză a prelungirilor nu va mai fi întreruptă decât de eventuale probleme medicale, cine știe. Sperăm să nu fie totuși. Polceac. Valentin Gheorghe se oprește, îi trimite lui Abang. Abang trece în forță pe lângă Martachi Pirliu cu capul, însă Teodor Meilă scoate excelent. Foarte frumos a trecut Abang de Marius Martac. Nici lovitura de cap a lui Chipirliu n-a fost rea cu pământul. La prima bară, Meilă a avut un reflex foarte, foarte bun. Acum prinde portarul celor de la Chindia. Urcă Denis Dumitrașcu în diagonală. Joacă Denis Dumitrașcu. L-a vizat acolo pe Cristinel Matei, însă mingea n-a mai ajuns la el. Iar echipa lui Nicu Croitoru
obține o repunere din 6 metri. Minutul 108, 0-0. Chindia Astra, o mare ocazie pentru Astra, ceva mai devreme. Lovitura de cap al lui Chipirliu, Takayuki Seto se urcă pe Cristinel Matei. A început meciul dintre Villarreal și Ponferradina, e 0-0. Pe Digi Sport 3, Denis Dumitrașcu are o poziție bună acum, centrarea lui Denis Dumitrașcu. Însă Bâtfoi se urcă pe adversar, îl faultează, decide Adrian Cojocaru. Polciac pentru Takayuki, din nou Polciac. Stă bine în teren Chindia, în jumătate adversă, totuși Astra îl găsește pe Bertrand Abang, e periculos Abang, are forță, are fizic bun, poate ieși din orice marcaj, fără mari probleme, mai ales că adversarii săi direcți sunt jucători, majoritatea lor tineri, Teodor Meilă. Și fără prea mare experiență, niciun fizic extraordinar n-au. Teodor Meilă ia un cartonaș galben pentru trageri de timp. Cred că exagerează puțin Adrian Cojocaru. Nu era neapărat nevoie de acest cartonaș, mai ales că echipa lui, Nicu Croitorul, nu mi s-a părut a fi tras de timp. Pirliu din prima pentru Abang, își pune mingea pe piciorul stâng, e offside aici, nu, e gol marcat de Balaure în minutul 111. Silviu Balaure deschide scorul, sunt curios însă să văd o reluare. Convinși cei de la Chindia că arbitrul a greșit în momentul în care nu a ridicat fanionul. Acum să vedem dacă echipa lui Nicu Croitoru are forța de a înscrie de 1-1. Astra Giurgiu marchează pentru echipa noastră cu numărul 96. Silviu Balaure. Astra Giurgiu. Pare pe linie Silviu Balaure. Nu dau seama exact, ne ajută colegii cu un stop cadru în momentul în care a plecat mingea din piciorul lui Abang. Cherchez acum pentru Bâtfoi, un fault. Au cerut și unii și ceilalți, a lăsat jocul să continue. Adrian Cojocaru, par a fi probleme destul de mari pentru jucătorul Astrei. Apare să... Cred că e pe linie, deși așa la prima vedere părea în offside. Cred că totuși ne păcălește unghiul și Silviu Balaure era pe linie cu cei doi apărători ai Chindiei. Acum oricum nu mai contează de vreme ce golul a fost validat. Șapte minute și jumătate
până la finalul prelungirilor. 1-0 pentru Astra, Silviu Balaure, în minutul 111. Marcatorul golului. Habang a marcat din offside. Mai ratat o ocazie uriașă, până la urmă a dat o pasă decisivă. Jocul Astrei, cel puțin ofensiv, s-a schimbat odată cu intrarea lui Habang în locul lui Biceanu. Trebuie petrecută în minutul 60. Martac urmărit de Habang și faultat de acesta. Se grăbesc jucătorii lui Nicu Croitoru. Butean a reușit să citească foarte bine. De fapt a citit foarte bine această fază și a văzut adversarul așteptând ca el să facă o preluare și a lăsat mingea să se ducă în afara terenului. Butean ia un cartonaș galben pentru trageri de timp. Balaure primește de la Chipirliu. Astra poate rezolva definitiv soarta calificării. Ce ocazie! Gol! Gol marcat de Chipirliu în minutul 115. Prima reușită a lui Chipirliu în tricoul Astrei. Bogdan Chipirliu, golgheterul celor de la Juventus Colentina în sezonul precedent, iată, abia la finalul lunii noiembrie reușește să marcheze. Decisivă a fost devierea lui Martac. A șters mingea cu capul și a dat-o direct pentru această reușită a lui Chipirliu. Un gol involuntar marcat de Dan Chipirliu, un gol pe care îl aștepta totuși de mult, prea multă vreme, chiar dacă a jucat mai mult la echipa a doua a Astrei. Spuneam, până să vină Lătalec, până să vină Habang, Chipirliu a fost principalul reper ofensiv al Astrei, cel puțin atunci, în startul sezonului, în cele două tururi preliminare din Europa League pe care le-a jucat Astra cu Zira și cu Alexandria. Astra câștigă și merge în sferturile de finală, deși o face abia în prelungiri. N-a avut atât de multe emoții precum a avut Craiova, spre exemplu, la Ploiești cu CSEA Fumați, însă face efort suplimentar jucând încă 30 de minute. Asta ar putea să conteze în perspectiva meciului de duminică de la Iași. Repet, Iașiul a jucat acum două zile, chiar dacă a făcut-o pe un teren mult mai greu. La Slobozia s-a impus cu 2-0. Matei pune această minge jos, însă Chindia pur și simplu nu se poate apropia de poarta lui Vlamen Iliev. Astra pare să aibă foarte multă energie în acest moment, după ce a marcat două goluri în a doua repriză a prelungirilor, Balaure și Chipirliu. Autorii celor două goluri. Până la urmă a fost o partidă echilibrată.
între ocupanta locului 3 din Liga a doua și ocupanta locului 6 din prima ligă. 3-0 ar fi prea mult, chiar și 2-0 e o diferență destul de mare. E adevărat, ca număr de ocazii, Astra a stat mai bine decât Chindia, dar la fel ca Astra, și Chindia a folosit jucători care în mod normal nu fac parte dintre titularii din campionat. Radunovici pentru Silviu Balaure, care a încercat el ceva acolo. A vrut să imprime efect cu exteriorul, însă a lovit mingea prea în plin și a trimis-o departe de poartă. Iată momentul în care Balaure, autorul primului gol, va șuta la vreo 7 metri pe lângă poartă. Iese Plamen Iliev. Au avut și noroc cei de la Chindia, în două rânduri. Atunci când mingea respinsă de Teodor Meilă, de fiecare dată a lovit bara. Una peste alta e o victorie cât se poate de meritată. Astrei, care are un singur regret după această întâlnire, că nu a reușit să termine meciul în 90 de minute. Îl termină în 120, evită loviturile de departajare. În mai puțin de o jumătate de oră începe ultimul meci din optimile de finală. Poli Timișoara, FCSB, aici pe Digi Sport 1. Astra mai are timp de o acțiune. Chipirliu intră în careu, vrea penalti, dar nu-l obține, deși faultul lui Denis Ciobotariu a fost destul de clar. I-a luat piciorul Ciobotariu lui Chipirliu, fix piciorul de sprijin, piciorul stâng. Le-a scăpat și lui Adrian Cojocaru și asistentului său. Iată momentul în care Ciobotariu îl faultează pe Chipirliu. Mai contează însă minutul 120, 2-0, dacă era 0-0, mai înțelegeam. Sigur că e nemulțumit Chipirliu, că după golul marcat mai devreme putea obține și un penalti. Clar, acest fault, nesesizat însă de central și de asistentul de pe această parte. Se încheie meciul de la Giurgiu, Astra în deplasare, conform programării, câștigă partida cu Chindia Târgoviște. Balaure și Chipirliu au marcat în a doua repriză de prelungiri. Legătura în studio la Fotbal Clubului Radu Naum, nu uitați. Poli Timișoara, Steaua de la 21:30. Nu uitați, dragi prieteni și dragi români, că pe 5